Stimați prieteni, doresc să vă spun bun venit la Studiu Biblic. În emisiunea aceasta dorim să începem un nou ciclu de studii din Cartea lui Iov. Cartea lui Iov este o relatare biblică pe cât de frumoasă, pe atât de plină de durere și suferință. În această carte descoperim foarte multe aspecte contradictorii, care uneori par absurde, însă, în ciuda acestor situații, vom vedea în finalul cărții că Dumnezeu este iubire și putem descoperi frumusețea caracterului divin în ciuda neînțelegerii umane, în ciuda unor aspecte care pentru mintea omului par de neînțeles. Frumusețea caracterului divin se poate vedea uneori și în suferință. Vom descoperi în dialogurile care le vom avea pe parcursul acestui trimestru ce este Dumnezeu, cine este El și care este planul Lui cu omul. Și pentru că este un nou început, am dorit ca în această ocazie să am mai mulți invitați în emisiune pe care aș dori să-i prezint ca să-i cunoașteți și dumneavoastră. Voi începe de aici, Cosmin Iosub, îți mulțumesc că ai venit, bine ai venit în emisiune. Adi Vasile, mă bucur că ai acceptat invitația. Naomi Puțureanu, bine ai venit. Patricia Drăguț, mă bucur că ești cu mine. Freddy Mincinoiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Darius Morariu, Marina, bine ai venit. Carmen Tilihoi și, nu în ultimul rând, Constantin Popescu, care este directorul Liceului Adventist din Craiova, pastor și inspector în învățământ. Bine v-am găsit. Dacă în această istorie zbuciumată a planetei noastre descoperim atâtea lucruri care sunt de neînțeles pentru noi, și dacă privim în ansamblu acest episod biblic, observăm că trista experiență a lui Iov este de fapt experiența noastră. Suferința are o multitudine de fațete și fiecare individ are propria lui experiență în această luptă între bine și rău. Aș dori să mă adresez invitaților. Ce părere aveți despre aspectul acesta? Ni se relatează și ni se descoperă în Sfânta Scriptură că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun, în același timp este și un Dumnezeu atotputernic, care are influență, are putere, El deține totul. De ce acceptă ca în această lume în care noi trăim să existe suferință? Este o dilemă, este o întrebare pe care fiecare om și-o pune, fiecare om trece mai mult sau mai puțin prin necazuri. Din ce motiv Dumnezeu acceptă ca suferința să existe pe această planetă? Te rog, Freddy. Da, adevărat, este străvechea întrebare cu care ne întâlnim de atât de des ori. Dacă povestim la colegi, la facultate și la școală, la servici despre Dumnezeu, este prima întrebare care atei ne pun. Dacă Dumnezeu este dragoste, atunci cum există suferință? Pentru ei este o dilemă. Eu am descoperit un lucru, întrebarea în sine deja este pusă greșit, fiindcă este un construct, dacă un set de lucruri care eu îl văd, care percepția mea limitată o vede în lume, este așa, atunci fac deducția că și Dumnezeu ar trebui să fie așa. Este cum aș numi, dacă o roată de la mașină este stricată, înseamnă că mașina în sine este stricată și asta nu funcționează. Deducția funcționează mereu invers, de la mai mare, de la mai mic, dar nu de la mai mic la mai mare. Dumnezeu a creat totul de la început. Dumnezeu este peste lucrurile care le cunoaște noi, este peste materie și materia o întâlnim mereu tot așa într-un fel de, am putea să spunem, în matematic o numim Trinitate, există materie care mereu este în spațiu și în timp. Aceste trei lucruri sunt nedespărțite, dar Dumnezeu stă peste aceste lucruri. Okay. A fost mai la început să existe materie și asta înseamnă că El stă și peste toate lucrurile care se întâmplă. Nu este nimic care îl determină pe Iisus, pe Dumnezeu, fiindcă nu este nicio circumstanță care l-ar face pe El să acționeze, ci El stă peste acțiuni. Ok. În urmă la ce ai spus tu, este foarte adevărat că Dumnezeu într-adevăr deține totul, este puterea supremă, dar intervine totuși în mintea omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, o întrebare pertinentă. Dacă într-adevăr El se descoperă ca un Dumnezeu al iubirii, este adevărat că întrebarea, din punct de vedere spiritual, nu este bine pusă, dar pentru cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu,
De ce, dacă El este un Dumnezeu al iubirii care vrea să se descopere omului, de ce trebuie să mai trec prin suferință? Vom vedea în ciclul de studii care îl avem în trimestrul acesta despre Iov. A fost un om neprihănit. Și cu toate acestea, știm foarte bine, sau vom descoperi în dialogurile care le vom avea, câtă durere și cât necaz a avut. Din ce motiv Dumnezeu a acceptat așa ceva? Te rog, Adi. Dacă este să ne gândim de la început, atunci când Adam și Eva au fost lăsați în grădina Eden, nu ni se relatează despre vreo suferință pe care de care să fie avut parte. Vedem că odată cu păcatul apare frica, apar suferințele, greutățile în viață și etc. Mai detaliat, cartea lui Iov ne explică cumva, ne trage cortina să vedem care este lupta reală, lupta nevăzută dintre o forță a binelui și o forță a răului. Este cumva prea mult pentru noi să explicăm de ce alege Dumnezeu ca în unele cazuri să admită suferința și în altele să o înlăture sau să treacă pe o persoană prin greutăți mai mari și altele mai... Cred că este bine să ne rezumăm la cât știm și cât putem să percepem și să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă dreptate în lumea pe care a creat-o. Ok, mulțumesc. Mai este și altceva care ar trebui să-l observăm. Noi facem o antagonie, nu? Dumnezeu iubire, totul e ok pentru Dumnezeu, omul suferință, totul e rău pentru om. E falsă. Pentru că și Dumnezeu suferă. Pentru că El suferă prin ființele care L-a creat și care suferă. Mm-hmm. Nu uităm că Dumnezeu este Cel care aduce jertfa. Da? Când vorbim de jertfă și de tot ceea ce Dumnezeu este primul care suferă. Nu omul este întâi. Asta din punctul meu de vedere. Cartea lui Iov ne arată că Dumnezeu este Cel care e afectat de suferință în primul rând. Noi credem că suferința este doar în dreptul omului. Nu e și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm, poate e că e prea devreme să menționez, dar crucea ne spune un lucru foarte adevărat, că Dumnezeu suferă. Chiar declară de atâtea ori că se întristează când copiii lui trec prin situații dificile, prin situații complicate. Da. Aș vrea să dau un capăt de fir, dacă se poate. Putem vedea în această relatare a cărții lui Iov un câmp de bătaie a unui conflict cosmic. Vi se pare că această relatare este cumva o exemplificare atât a caracterului lui Dumnezeu, care este drept și corect, cât și acelui rău care dorește prin orice modalitate să distrugă pe oameni? Vă rog. Carmen. Poți să-L iubești pe Dumnezeu nu doar pentru ceea ce îți oferă, ci pentru ceea ce este Dumnezeu. Uh-huh. Iov l-a iubit pe Dumnezeu profund și o să vină în continuare textele de care poate ne vom mai ocupa, dar spune undeva să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. El, Iov, se credea neprihănit până în momentul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Zice, urechile mele au auzit despre tine, dar acum te-am văzut cu ochii mei. Te-am văzut cu ochii mei și mie îmi place foarte mult cum ni se relatează despre felul cum Iov îl iubește pe Dumnezeu. Doamne, îți va fi dor de mine. Deci, el pune în cumpănă undeva neprihănirea lui, dar în cealaltă cumpănă pune dragostea lui față de Dumnezeu. Îți va fi dor de mine și chiar dacă îmi vei nimici pielea și carnea, ochii mei tot te vor vedea. A avut o credință puternică, o credință într-adevăr puternică. Iov dovedește că putem avea credință în Dumnezeu și putem să o și justificăm în situații cu totul disperate. Chiar dacă deci, nu le putem înțelege. Nu le putem înțelege, le putem dar explica. Ne putem. Mulțumesc. Și eu cred că Dumnezeu
cred că Dumnezeu nu ne cere să credem până nu ne și dă dovezi pentru ca să putem crede, așa cum i-a dat și lui Iov. Da? Te rog, Patricia. Noi oamenii de obicei ne dorim să avem lucrurile care ne lipsesc. Noi trăim într-o lume plină de suferință și ca urmare ne dorim să nu avem parte de așa ceva. Pentru că este dureros și nimănui nu-i place acest lucru. În grădina Eden, Dumnezeu ar fi putut să interzică lui Satana sau să îl împiedice pe Adam să mănânce din măr și pe Eva și pe Adam. Dar dacă făcea asta, omul n-ar mai fi fost un agent moral liber. Și ca urmare, omul ar fi fost un automat. Și cred că l-am fi judecat pe Dumnezeu, că nu este un Dumnezeu drept și că este un Dumnezeu autoritar care cumva ar face doar ce vrea el. Da, mulțumesc. Este foarte adevărat că libertatea de alegere este foarte importantă în planul de salvare. Însă, în cazul lui Iov, vedem că omul acesta a fost un om credincios, neprihănit, aproape de Dumnezeu. Și totuși a avut parte de durere, de suferință. Se naște o întrebare. Noi știm acum mai mult decât știa Iov despre ce se întâmpla cu el. Dacă Dumnezeu i-ar fi explicat, prin agenții lui, dacă i-ar fi explicat lui Iov din ce motiv trece el prin acest necaz, i-ar fi fost mai bine lui Iov? Sau ar fi rezistat mai ușor la suferința prin care trecea? Sau dacă aveți alte idei, alte întrebări, vă rog să le puneți. Sunteți liberi să vă exprimați liber? Vă rog să interveniți de câte ori puteți. Îl avem și pe domnul Popescu aici, care poate să ne răspunde la întrebări la care poate nu avem noi un răspuns. Te rog, las-o pe Naomi acum să răspundă și... Aș vrea să mă întorc înapoi la întrebarea de ce. Uh-huh. Aș vrea să pun un titlu răspunsului meu, învățând să trăim cu întrebări fără răspuns. Asta a fost pentru mine ceva care m-a dat peste cap. În cel puțin vorbesc din experiența mea familiară, în care de adesea ori mă întrebam de ce. Uh-huh. Eu, care am studiat și care cunosc Biblia, îmi pun întrebarea asta de ce. Și acum, referind la ce am vrut să spun înainte, cu atât mai mult oamenii care poate încă nu au avut experiență cu Dumnezeu sau poate care încă sunt departe de El și care încă nu-L cunosc, mulți dintre ei poate încă nu-L știu, cu atât mai mult ei își pun întrebarea exact. Asta, de ce? Și înapoi la Iov, aici spune așa, cum ar fi fost ca Dumnezeu să-i fi dezvăluit lui Iov cauza suferinței sale? Ar fi putut să o facă, însă nu putem ști cu certitudine de ce nu a făcut-o. Și încercăm să ne zbatem capul că de ce Dumnezeu nu i-a spus, de ce nu i-a dezvăluit. Însă Iov a rămas, pentru mine a fost este și a fost un exemplu atât de puternic, pentru că nu... Pur și simplu nu s-a abătut de la calea lui, a rămas uh-huh. lângă el și putem consta și din experiență că lumea ajunge să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu sau chiar de existența lui, dar niciun răspuns nu este suficient pentru acești oameni. Așa este. E foarte interesant acest aspect și mai mult decât atât aș adăuga ceva, și anume faptul că Dumnezeu și Iov erau prieteni. Da? Când eu am încredere într-un prieten și îl cunosc și am trecut prin unele experiențe până atunci, că Iov nu apare așa la un moment dat, gata, ăsta e Iov și nu știu ce. El avea o experiență în spate. Avea o relație cu Dumnezeu. Avea o relație cu Dumnezeu. Și dacă suntem atenți, vom vedea. Pentru că știți cum e, noi discutăm de început. Titlul este sfârșitul. Până la urmă, care e? Începutul sau sfârșitul? Vom ajunge și la sfârșit. Da, aici mi se pare mie lucru foarte frumos, și anume doi prieteni care au încredere într-unul altul. Deși Iov nu înțelegea, deși Dumnezeu nu i-a explicat,
Totuși Iov avea încredere în Dumnezeu, Dumnezeu avea încredere în Iov. Și eu cred că aici este, de fapt, frumusețea relației, că e vorba de o relație. O relație chiar foarte strânsă până la urmă. Deși la un moment dat Iov a avut momente în care s-a îndoit de dumnezeire. Ar fi anormal să n-ai momente în care să spui întrebări și să ai semne de îndoială. Asta nu înseamnă că vreodată Iov a avut vreo idee de a renunța la Dumnezeu. Asta în niciun caz. Că nu de obicei noi când avem îndoieli, ce facem? Nu, mai gata, tot lăsăm baltă. Da, nu. Da. El avea o experiență în spate și asta... Da, așa este. Te rog, Darius? Eu cred că dacă pornim de la premisa de a fi sincer de la început cu noi înșine și să ne gândim la experiența noastră de viață, cred că dacă încercăm să adaptăm tot ce învățăm din Biblie la experiențele noastre de viață, cum a spus Naomi, lucrurile devin mult mai ușoare, mult mai simple, unul pentru mine. Uh-huh. Și cred că Dumnezeu uneori îngăduie sau se întâmplă răul sau lasă dintr-un singur motiv, unul dintre ele, care cred pentru a clădi caracter. Cred că El dorește ca noi să evoluăm, nu dorește să rămânem constanți. Și mai încă un lucru care cred, ca să nu-mi pun întrebarea de ce, este faptul că trebuie să ai încredere. Exact. Dacă ai o relație cu o persoană, trebuie să mergi orb cu încredere față de ea. Pe cuvântul Lui. Așa este, cred că, și cu Dumnezeu. Dacă ești sincer și mergi orb, sigur nu te va dezamăgi. Da. Mulțumesc că ai subliniat foarte bine acest aspect, că până la urmă relația este cea decisivă în alegerea care o faci. Dacă într-adevăr ai o relație strânsă cu Dumnezeu, cum ai spus, chiar dacă ești legat la oichi, El spune calcă înainte, ai curajul să o faci, pentru că ai încredere în El. Te rog, Cosmin. Suferința este un aspect sensibil în viața oricărui om, care implică o dezvăluire, o descoperire a unor părți foarte sensibile și care nu se întâmplă față de orice persoană. Este nevoie de o relație de prietenie foarte dezvoltată și un aspect care îmi place în experiența lui Iov este că descoperirea suferinței se face și în sens invers. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște suferința fiecăruia dintre noi în parte. Însă Iov a avut privilegiul să cunoască și suferința lui Dumnezeu pe care el o suferă pentru fiecare dintre noi și pentru omenire în general. Mm-hmm. Mulțumesc! Dumnezeu se descoperă omului chiar și în suferință. Și am găsit o idee foarte interesantă aici care spune credință înseamnă a trăi cu întrebări la care nu avem încă răspuns. Ai mintit și tu, Naomi, lucrul acesta? Dacă într-adevăr am avea răspuns la toate întrebările, atunci nu am mai avea credință. Ar fi totul justificat, totul ar fi palpabil. Însă tocmai acesta este rolul credinței și Dumnezeu dorește ca noi să avem încredere în El. Te rog, Adi, pormă vreau să trecem în continuare la studiul nostru, dar te rog mai intervin acum. Cred că Dumnezeu nu este neapărat un Dumnezeu care spune nu vreau să-ți răspund. Pur și simplu, tu mă întrebi și eu nu vreau să-ți răspund. Poate că nu este momentul să afli atunci răspunsul. Iov cu adevărat a înțeles cumva care a fost problema, a primit cumva un răspuns, dar cumva tardiv, nu cum s-a aștepta el. Și cred că și noi de multe ori așteptăm răspunsul din partea lui Dumnezeu, numai că El ne le oferă puțin mai târziu decât ne așteptăm noi. Sau se poate întâmpla să încheiem viața și totuși să nu avem răspunsul? Dar îl vom primi cândva, dacă rămânem într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Și cred că în contextul ăsta este important să amintim, mai ales când citim situații că cineva a suferit, că a mers rău. Ne place să ne uităm în microcosmos și vedem de câți persoana în cauză, dar nu vedem planul ce mare. La fel la Iov, dacă ne-am uitat decât la povestea lui Iov, fără să avem o imagine de ansamblu. Ansamblu care ne-o dă Biblia la început, am zice... Dumnezeu nu este corect cu ce a meritat Iov acest lucru. Și aici ne dăm seama că Iov, în ciuda faptului că este un protagonist al povestii, totuși nu este neapărat persoana principală despre care este vorba. La
cartea lui Iov, cum ai sublineat și tu, încă o dată este redată marea luptă. Cartea lui Iov probabil că a fost scrisă chiar înainte de potop, în care Satana, încă de înainte de cruce, avea posibilitatea de să se întoarcă. Încă avea posibilitatea ca astăzi să nu avem atâta suferință în lume. Suferea un om care a fost, a primit răsplata și a murit sătul de viață, a primit totul înapoi. Dar nu mai erau 4 sau 5 mii de ani de suferință care avem astăzi. Și acesta este macrocosmosul care îl vedem, în care putem să spunem, da, în ansamblu, Dumnezeu mereu urmărește un plan care este bun. În ansamblu, la început, el a primit o acuzație destul de crasă, tu nu ești drept, da, și păcatul nu este atât de rău. O minciună care și noi, de câteva ori, din când în când o credem, când zicem, păcatul ăsta nu este atât de rău. De grav. De grav. Și aici dăm, spune lui Satana că de fapt are dreptate și Dumnezeu încă trebuie să aștepte ca să vedem care sunt consecințele păcatului adevărat. Că păcatul, egal cât de mic este, strică ceva din această componentă divină care Dumnezeu a pus-o în noi. Da. Bine. Mulțumesc. Sunt convins că pe parcursul celor 14 studii care le avem la dispoziție vom lua fiecare detaliu în parte și îl vom discuta și îl vom analiza. Sunt foarte multe aspecte, cum am spus la început, triste într-adevăr, dar care au frumusețea lor și care descoperă ceva divin. Studiul care declanșează cumva această istorie, temele cum sunt abordate în studiile noastre, este sfârșitul, ultima parte a vieții lui Iov. Aș dori să dau citire textului de bază, de memorizat, care este la Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Știm că Iov, după tot necazul care l-a avut, și-a recăpătat înapoi, nu ce a pierdut, ci alte bogății. Copii, avere, oi, boi, cum este relatat acolo în Biblie. A beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu, însă în ciuda acestor binecuvântări, totuși a sfârșit prin moarte. Totuși, el a murit. Se spune despre Iov că a murit sătul de zile. În ciuda suferinței prin care a trecut, a beneficiat de zile multe, de realizări. Cum a reușit Iov să obțină toate aceste lucruri care ne sunt descrise în capitolul 42? Prin ce metode a putut el să obțină aceste binecuvântări? De fapt, o să descoperim sau luăm cumva de la început ce am discutat în introducere, cine a fost Iov și în ce măsură s-a raportat el la Dumnezeu prin toată această călătorie care a făcut-o în necunoscut, în suferință, în durere. Vă rog. Te rog, Costel. Ce se întâmplă? Uneori istoria o trăiesc unii și alții o scriu. Așa e. Și bineînțeles că noi nu putem avea decât anumite rapoarte în contextul prezentării. Nu avem toate amănuntele. Dar totuși sunt destul de multe lucruri care ne ajută să vedem situația lui Iov. Așa cum a fost el la început, spunându-se despre el, copii și celelalte, dar mai vedem un lucru interesant și anume că Iov tot timpul avea grijă ca să aducă jertfa care trebuie și să se roage lui Dumnezeu și pentru el și pentru familia lui. Această viață este o viață de alegere. Iov a ales. De multe ori noi vrem să trăim o anumită viață, să alegem unele lucruri și să avem parte numai de cele bune. Deși uneori alegerile noastre nu sunt cele mai bune. Se pare că Iov în relația lui cu Dumnezeu a ales partea asta mai bună. Și automat e numai normal, nu? Dacă faci o alegere bună, să ai și succes. Nu? E o chestiune sine qua non. La fel și Iov, da? Relația lui cu Dumnezeu, alegerile lui și așa mai departe.
și a avut grijă ca relația aceasta nu să rămână doar a lui. Sigur că da, și ci a purtat de grijă. Sigur că da, și familie, de familie și de. Asta este istoria lui Iov de început. Și eu cred că trebuie privită și din această perspectivă toată sigur întâmplarea da. De mai târziu. O obligație care poate să o aibă sau ar trebui să o aibă orice individ. Da? Mulțumesc. Te rog, Naomi. De nu mult timp am auzit o relatare: Dumnezeu nu ne dă ce nu putem duce. Sau mai mult decât putem noi duce. Da. Asta însemnând ce? Ce a făcut Iov când a fost în experiența asta a sa, nu s-a bătut de la cale. Putea. Cunosc cazuri, cunosc persoane, cunosc experiențe în care Dumnezeu poate a vrut să te pună la încercare să vadă cât de puternic este caracterul tău, cum a zis și Darius. Caracterul tău ți-l formezi, dar ți-l formează și Dumnezeu prin ajutorul său. Dacă îmi permiteți o corecție, nu Dumnezeu l-a pus la încercare. Dumnezeu a îngăduit. A acceptat. E important lucrul ăsta. Da. Într-un contextul studiului pe care îl avem. Și după toate acestea, scrie în Biblie că Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Și ce a făcut? I-a dat dublu din tot ce a avut. Nu aproape din tot ce a avut, dar din majoritatea lucrurilor. Și asta pentru mine a fost un exemplu destul de clar să, pentru cei care sunt dezamăgiți sau poate care nu mai au credință în absolut nimic, să rămâi lângă Dumnezeu și să te încrezi în El. Da? Și aș vrea să mai adaug un amănunt. Iov nu era evreu. Și totuși aducea jertfă. Și avea grijă atunci când nu era slujba la templu ca să se aducă jertfă. El se aducea în familie atunci. Deci putem să vedem cât de multă grijă a avut, așa cum a zis fratele, de el și de familia lui, rugându-se lui Dumnezeu să-l ierte pe el, cât și pe copiii lui. Eu aș trage o concluzie din aceasta că poate și în ziua de azi sunt oameni care nu sunt din poporul lui Dumnezeu, dar sunt credincioși, se închină lui și Dumnezeu, știm cu siguranță că îi va scoate la momentul potrivit. Îi va trece printr-o situație sau alta, printr-o experiență sau alta și poate vor spune ca Iov: da, am auzit despre tine, dar acum te-am văzut prin încercarea prin care am trecut, acum ochii mei te-au văzut, chiar dacă nu fizic vorbind, ci am văzut cum mâna lui Dumnezeu a intervenit, am văzut cum Dumnezeu m-a restabilit, poate cu sănătatea sau poate credința, sau poate mi-a restabilit mântuirea, care poate era pe cale să o pierd. Da, sau viziunea de dincolo de viața. Da, mă refer doar în cazul acesta la oamenii care, așa ca Iov, doar am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum, îi zicea Domnului, dar acum, acum te cunosc. Acum prin te experiența care a trăit-o, ești. Da, sigur că da. Mulțumesc. Te rog, Patrice. Dumnezeu nu ne lasă să fim ispitiți peste puterile noastre. Și Satana, când s-a dus la Dumnezeu să-L întrebe dacă se poate atinge de Iov, Dumnezeu i-a permis lucrul acesta. Și pentru mine înseamnă că Dumnezeu a știut că Iov atâta poate duce. De multe ori, sau aproape întotdeauna, suferința este văzută dintr-o perspectivă mai puțin bună. Dar suferința până la urmă a fost o experiență care, cum s-a mai spus, l-a clădit pe Iov și i-a întărit caracterul și mai ales credința în Dumnezeu. Mulțumesc! Este adevărat că, și se constată din cele spuse până acum, că Iov a beneficiat de un final fericit datorită faptului că i-a fost credincios lui Dumnezeu. Avem o serie întreagă de exemple în Biblie de oameni care, fiind credincioși și ascultători de Dumnezeu, au avut un sfârșit nu atât de fericit ca lui Iov.
Sunt date câteva exemple care le avem chiar în studiul nostru. Putem să le amintim? Este vorba de exemplu, Samuel. În Samuel, nu Samuel, Eli este relatat în cartea lui Samuel. Sau Abel, care a fost ucis. Urie, hetitul, care a avut un sfârșit, știm că era un om credincios, nu doar lui Dumnezeu, chiar și împăratului, și a fost pur și simplu măsluit, cum am spune noi. Regele Iosia, Ioan Botezătorul, Ștefan, care a fost omorât cu pietre. Am vorbit până acum și am discutat faptul că atâta timp cât rămâi credincios lui Dumnezeu, poți beneficia de ocrotirea lui. Parcă suntem totuși într-o dilemă. Oamenii aceștia pe care i-am amintit au fost credincioși lui Dumnezeu. Și cu toate acestea? Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă relatez ceva, și anume, în activitatea mea am avut ocazia să stau la căpătuiul muribunzilor. Două persoane bolnave de cancer. Uh-huh. Una disperată, alta nedisperată. Ce face diferența? Optimismul? Credința? Perspectiva sfârșitului. Sfârșitul nu e acela. Aici. Uh-huh. Deci cazurile respective, e adevărat, și-au sfârșit viața pământească, dar nu acela e sfârșitul. Iar cartea lui Iov ne arată că sfârșitul este altul. Și trebuie să privim lucrurile din perspectiva acelui sfârșit ce alegem, nu acesta. Acesta poate să fie, pe pământul acesta, ca urmare a păcatului, asta e un lucru stabilit, da? Ne întâlnim cu moartea, mai devreme sau mai târziu, într-o formă sau alta, că uneori ne întrebăm. Vă recomand, dacă reușiți să rezistați, mergeți într-o secție de copii bolnavi de cancer. Copil de 2-3 ani bolnav de cancer. Sunt convins că nu veți pleca acolo cu inima liniștită. Cum e posibil lucrul acesta? E posibil. Asta e lumea păcatului. Nimeni nu este imun. Dumnezeu nu ne-a făcut imuni la suferința pe acest pământ, cum nici el n-a fost imun. Dar perspectiva, care perspectivă avem? Către care sfârșit ne uităm? Către ăsta de acum sau către celălalt? Și vreau să vă spun că, de asta vă aminteam înainte, diferența dintre cele două persoane, cum a murit una și cum a murit cealaltă. Ce face diferența? Credința în sfârșitul acela bun și nu sfârșitul doar până aici. Dacă îmi dați voie să continui ideea dumneavoastră, mă amintesc chiar după ce a spus, am purtat lupta cea bună. Uh-huh. Despre Iov, că a murit sătul de zile. Prin sătul de zile înțeleg că a murit liniștit, a murit în păcat. La fel a considerat că a purtat lupta cea bună. Asta este suficient. Uh-huh. Da? Asta este scopul și țelul. Faptul că a murit în păcat cu Dumnezeu și, de fapt, și celelalte persoane care le-am amintit mai înainte, deși au suferit, perspectiva omului este limitată. S-a amintit în dialogul purtat până acum. Însă Dumnezeu dorește ca restaurarea aceasta, vedem că Iov a fost restaurat parțial, a primit binecuvântările acestea pe pământ, care le pierduse prin suferința care a avut-o, și le-a primit înapoi. Însă totuși a murit. A fost o restaurare parțială. Dumnezeu, prin suferința prin care l-a trecut, a dorit să-l readucă la starea de la început, adică de om fără păcat, cum a fost omul la început, ca să poată beneficia de mântuirea veșnică. Acum, Freddy și Pormadi. Te rog, Freddy. Îmi place foarte mult ideea care a subliniat domnul Popescu. La sfârșit, Dumnezeu va face dreptate. Uh-huh. Eu nu o să înțeleg astăzi cu mintea mea cum va face dreptate și care va fi dreptate. Sunt sigur că la sfârșit va face dreptate. Și întrebarea care trebuie să mă pun eu este ce alegeri iau eu? S-ar putea continua listă de exemple cu oameni care ar trebui să sufere și n-a fost pricina lor. Să nu uităm, 1938 până la 1945, unde au murit 6 milioane de evrei, oameni nevinovați pentru că alții au luat alegerea pentru ei. Și eu mă întreb atunci ca creștin și ca și adventist, care alegere o iau eu? Anul trecut, Biserica Adventă a trebuit să-și ceară scuze că a susținut propaganda care a fost atunci la început dată. Și astăzi, la fel, sunt alegeri care trebuie să le iau. Sunt alegeri care eu ca
și creștin trebuie să arăt care este culoarea mea, care este direcția mea, cum mă comport în societate, pe cine aleg, pe cine susțin, cu ce ideologie mă identific, cum trăiesc eu, fiindcă la sfârșit fiecare va fi judecat după alegerile care le-a făcut și Dumnezeu va face dreptate. Corect. Mulțumesc. Te rog, Adi. Suferința poate să aibă și un aspect pozitiv, un aspect care să lucreze în viața noastră. Am amintit persoane care au suferit, au murit, deși au fost credincioși și au avut o viață sfântă. În Noul Testament îl găsim pe Pavel, care a trăit toată viața după convertire, a trăit într-o suferință oarecum și a murit într-un mod mai brutal decât au murit ceilalți. Și nu regăsim în scrierile lui ceva care să... în care să se fi, de care să fie fi plâns în viața lui sau ceva negativ, ci a trăi este, adică își privea viața ca un antrenament. Ce contează după, o să vedem. Mai avem și alte cazuri înainte de după Iov. Nu este încadrată exact în timp cartea lui Iov, dar vedem că și atunci când Avram a fost cam singurul centru al relației lui Dumnezeu cu oamenii, Satan a încercat să-l testeze aprig. Și vedem că și în Iov și la Avram, vedem că credința lor sau relația cu Dumnezeu a fost testată. Și cred că și noi, cu atât cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, Satan încearcă cât mai mult să ne doboare. Și de asta, de obicei, unii suferă mai mult, alții mai puțin. Maica Tereza spunea la un moment dat că Dumnezeu îi testează pe cei care are, în cei care are încredere. Dar mi-aș dori ca Dumnezeu să nu aibă așa mult încredere în mine. Nu cred că era. Din comoditate, tindem să lăsăm, ca să nu suferim, să lăsăm standardele. Da? Mulțumesc. În următoarea parte se vorbește despre acea împărăție care va dăinui veșnic. Aș vrea să ne apropiem de încheierea dialogului nostru. Este, de fapt, ceea ce a dorit Dumnezeu să exemplifice Universului prin experiența lui Iov. Noi cunoaștem, sunt convins că fiecare dintre voi ați citit cartea lui Iov și cunoaștem, Patricia a amintit la început de dialogul acela între Dumnezeu și Satana, când Satana i-a cerut permisiunea lui Dumnezeu să se atingă de omul acesta. Faptul că Dumnezeu a îngăduit sau a acceptat ca omul să fie câmpul de luptă ne dezavantajează pe noi ca oameni, sau în ciuda suferinței vom avea în împărăția aceea care se va restaura, care se va stabili pentru veșnicie, vom avea, ca să spunem așa în termeni omenești, o calificare în plus față de persoanele care nu au trecut prin această lume. Care este opinia voastră? Ce părere aveți? Cum vom fi priviți noi ca pământeni când vom ajunge acolo? Și Dumnezeu să ne ajute la toți să ajungem. Cred că atunci vom spune toată slava este a lui Dumnezeu. Exact ca și în situația lui Iov, Dumnezeu asta a vrut să scoată la iveală. Toată slava este cuvine lui Dumnezeu, pentru că Iov la un moment dat spune mai despoiat, Doamne, de slava mea. Adică eram un om bun, trăiam în mijlocul oamenilor, eram respectat și la un moment dat spune... Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea. El ar trebui să bea mânia celui atotputernic. Ce că mai despoia de slava mea, până în momentul când a văzut toată măreția lui Dumnezeu, 40, capitolul 39, 40, 41, unde descrie Dumnezeu creatura mâinilor sale, atunci Iov rămâne fără cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Unde mai era slava lui?
Deci, cred că atunci, în Împărăția lui Dumnezeu, vom spune, da, Doamne, ai făcut bine cum ai făcut, pentru că ai vrut să-mi vezi nimic, să-mi văd nimicnicia mea, să-mi văd cât sunt de neajutorat și cât de multă nevoie am de ajutor. Doar datorită ție sunt mântuit și nu prin faptele mele. Da. Mulțumesc. Vedeți, este un lucru pe care noi îl uităm. Și anume, noi credem că pământul ăsta, așa cum este el, cu suferința și cu asta, dăinuiește veșnic. Așa avem impresia. Da. Nu, așa gândim. Majoritatea așa gândesc. Așa este. Înțelegeți? Și toată lumea se îngrozește. Cei mai mulți când aud de moarte, când aud de final, de cimitir sau asta, toată lumea se îngrozește. Moartea nu e ceva plăcut, să nu înțelegeți lucrul acesta. Dar nu ăsta e sfârșitul. Pentru că asta nu este veșnică, ci veșnică e împărăția lui Dumnezeu. Da? În care noi aceștia care am suferit vom fi reprezentanții lui Dumnezeu pentru întreg universul, să-i spunem cum Dumnezeu ne-a iubit și ne-a scos de aici și ce a făcut cu noi. Pentru că, spre deosebire de toate celelalte ființe, da? Noi am trecut printr-un stadiu total diferit, special. De ce e special? Pentru că însăși Domnul Hristos a trecut pe aici. Iar cu atât mai mult vom fi noi acei speciali. De ce? Pentru că vom putea să spunem celorlalți, da? Despre care vorbește Biblia, nu? Celorlalți despre ceea ce a însemnat și cât de mult a fost experimentată în viața noastră iubirea lui Dumnezeu și atunci putem, într-adevăr, să descoperim și mai mult ce înseamnă Dumnezeu este iubire. Că, de fapt, controversa care e? Suferința și iubirea. Nu? Asta se spune. Cum? Cartea lui Iov, suferință, unde e iubirea lui Dumnezeu? Tocmai aici se vede frumusețea suveranității lui Dumnezeu. Mulțumesc. Revenim la tristul eveniment al morții lui Iov. Știm că până la urmă, în ciuda binecuvântărilor de care a beneficiat, totuși a murit. Deși a murit fericit și sătul de zile, ce descoperiri biblice avem că existența lui Iov nu s-a terminat odată cu moartea lui? Dacă vă vin în minte câteva idei sau un text din Biblie care ne dă asigurarea că nu se termină aici, chiar în această subîmpărțire, în contextul planului de mântuire, a făgăduințelor lui Dumnezeu de restaurare a planetei. 1 Corinteni 4:5. Te rog. Oricum vreau și înainte să spun ceva în legătură cu textul acesta. Pentru mine textul acesta este ca un fel de încurajare care spune așa: de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse, sublinez, va scoate la lumină lucrurile ascunse, în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Și cu asta, pentru mine... Deci va fi un moment când lucrurile acestea, care aparent sunt inexplicabile, vor fi explicate și vor fi scoase la lumină. Se vor lămuri toate și aceasta se va întâmpla când Dumnezeu va restaura pământul. Și mai ales când Dumnezeu, adică Domnul Hristos, împreună cu Dumnezeu, va spune și tu ești fiul meu, și tu ești fiul meu, și tu ești fiul meu. Asta e, aici este lucru extraordinar. Și asta este ce așteaptă pe oricine, pe orice om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, într-o zi va descoperi acea iubire de relație, acea iubire adresată unui fiu, unui fiice și așa mai departe. Ok. Te rog, Adi? Putem să fim mulțumitori că Iov și ceilalți au făcut muncă de pionierat pentru noi și astăzi putem să învățăm din exemplele lor, putem să vedem lupta asta invizibilă și mai mult decât atât avem și Noul Testament care este de partea noastră și Iisus care ne făgăduiește că s-a dus să ne facă o casă în ceruri și va veni să ne ia. Și că El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Avem o speranță
mult mai clară decât a avut-o poate Iov sau Avram, dar cu toate acestea, tot în Noul Testament se spune că Satana își dublează și el eforturile și le face cât mai subtile ca să ne atragă totuși de partea lui. Mm-hmm. Mulțumesc. Vrei să spui ceva, Cosmin? Aș vrea să dau citire unui paragraf din Patriarhi și Profeții. Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în grația lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. Nu numai omul, ci și pământul va fi răscumpărat pentru a fi locuința veșnică a celor ascultători. Timp de 6.000 de ani, spune autorul, Satana s-a luptat să-și mențină stăpânirea pe pământ. Acum planul de la început al lui Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit. Și ni se spune mai departe, cartea lui Iov se încheie cu moartea personajului principal, dar vestea bună este că finalul cărții lui Iov nu coincide cu finalul existenței lui, nici moartea mea, nici moartea oricăreia dintre noi nu coincide cu finalul existenței noastre, ci vom putea beneficia de fapt de altceva ce Dumnezeu ne-a pregătit fiecare dintre noi. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că ați participat la acest dialog și sper ca să rămânem tari în credința pe care o avem, faptul că Dumnezeu ne-a promis că dincolo de uman, dincolo de terestru, dincolo de ceea ce vedem cu ochii noștri acum, chiar dacă trecem prin situații dificile, putem beneficia printr-o relație apropiată de El, de o altă viață, care știm și avem convingerea prin credință că este mult mai bună decât aceasta care o vedem acum, este o binecuvântare pentru noi și este dorința noastră ca să rămânem alături de El. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și consider că în dialogurile care vom purta pe parcursul emisiunilor noastre veți putea beneficia și dumneavoastră de descoperiri biblice pe care și noi la rândul nostru le avem în urma studiului biblic. Este un mod de a ne apropia de Dumnezeu, de a-L redescoperi pe Dumnezeu în viața noastră pentru ca să putem, printr-o relație construită alături de El, să beneficiem de realizarea cea măreață a întâlnirii cu El. Vă mulțumim și vă așteptăm la emisiunea viitoare, pentru că vă asigur că nu veți regreta. Până atunci, la revedere!